Are you listening? Damn. Noroc. Eu mă numesc Andrei Bolocan, am 30 de ani și produc emisiunea Lumina. Voi încă nu știți ce asta e emisiunea Lumina? Muș vă explic, deocamdată vă povestesc puțin despre mine. În 2013, după 3 ani de muncă la Jurnal TV, eu împreună cu soția mea, Nata Albut, care este organizatoare de evenimente, jurnalistă, scriitoare de cărți de bucate sau pe scurt vedetă pe Instagram, am plecat în Canada. Nu am plecat neapărat de o viață grea, ba dimpotrivă, financiar o duceam destul de decent, muncind la Sare și Piper, poate cineva își mai amintește. Prezentam o emisiune împreună, un produs de referință în media locală. Vrem, 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 vrem. Da solidolta, noi, un litru. Noi cu Nata am plecat mai mult dintr-o sete de cunoaștere, de aventură. Acum avem și un copil împreună, născut în Canada. Nu putem spune că aici, Canada, în sens că ne va fi destinația finală. Pentru că ne vine greu să stăiem, să ardem podurile cu Republica Moldova atâta timp cât mai este o mână de oameni atât de dragi nouă, dorul pentru care e o leacă mai zgomotos și mai puternic decât vâjâitul motoarelor de avioane transatlantice. Frumoasă metaforă, puteți să o notați. Și întâmplător sau nu, anume dorul de Moldova m-a făcut pe mine în friguroasele ierni canadiene să urmăresc actualitatea social-politică din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, începe meciul secolului dintre Dorin Chirtoacheau și Floyd Ceban Weather. Floyd care acum face un gest sportiv către Chirtoacheau și îl trage de ureche. Voznoi, Voznoi în partea dreaptă întinde mâna calmând situația. Un domn în formă de gogoașă se împinge cu un domn în formă de domn. Usatăi, îl văd și pe Usatăi în spate, dar are cămașa prea scumpă ca să se implice. Apar întăririle, domnilor și domnilor. Ce surpriză de partea cui o fi oare. Întăririle profită de situația fizică a lui Voznoi și acum meciul se desfășoară pe două planuri. Recunosc, nu e chiar cel mai fain lucru pe care poți să-l faci fiind în Canada iarna. Însă eu am descoperit o serie de neadevăruri rostite de unii aleși a poporului, față de care unii jurnaliști ai poporului, nu știu cum, treceau pe alături. Plahotniuc iese la conferința de presă și vorbește atât de lent încât eu nu reușesc să îmbătrânesc. Am reluat începând de astăzi ședințele săptămânale de planificare ale Partidului Democrat. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. Dodon, când scoate un cuvânt pe gură, îți pare că o ocolit bănșele școlii și cartea. Știu, să fim strach, păcăre. O ce credeți că vă jucați de țară în bunchi? Mihai Ghimpu, în secolul 21, ies la conferința de presă Cosaghi, și ne vorbește nouă despre neam, limbă și țară. Eu iau această sabie lui Ștefan cel Mare și rezul Dodon. Că noi putem apăra țara și piața. Și dacă nu o să stea capul ăsta pe picioarele, asigur ai spus pe această sabie. Mihai Ghimpu, omul care a fost votat în turul întâi alegerilor prezidențiale de anul trecut, de mai puțini oameni decât o dat like la pagina Lumina de pe Facebook. Și simțeam eu undeva adânc în mine că aș putea deschide gura pe interneturi și eventual să găsesc oameni care să gândească aproape la fel ca mine sau să mă susțin în ceea ce fac. Cam așa a luat naștere un produs media online care se numește emisiunea Lumina. Mai întâi asta a început ca niște segmente deloc planificate, mai mult improvizate, aruncate pe Facebook, pe YouTube. Și un, și doi, și un, doi, trei, cel mai mare polițian, Vlad Plăcutiuc, cel mai mare pavilist, Vlad Plăcutiuc, cel mai mare gospodar, Vlad Plăcutiuc, cel mai mare filantropie, Vlad Plăcutiuc. Ca acum deja cu suportul a circa 400 de oameni care susțin financiar în fiecare lună prin donații emisiunea Lumina, ca acum deja asta se devine o sursă de venit. Da, ați înțeles corect, dacă ați înțeles corect. Eu fac video, le bag pe internet și există suficientă lume cu inimă mare care să mă susțină financiar pentru ceea ce eu fac pe internet. Acești oameni nu-mi dictează când să public, ce să public, despre cine să public. Și prin urmare, libertatea de gânduri și idei pe care susținătorii mei mi-o dăruiesc indirect este fără de preț. Acum, o întrebare necesară. De ce voi vedeți mutra mea la TV8? Ceva timp în urmă, jurnalista Natalia Morar mi-a propus să vin cu ceea ce fac eu pe internet în fața oamenilor care încă mai dau cu TV-ul, care poate n-au dorința, timpul, resursele necesare ca să-și deschidă un cont pe Facebook sau YouTube. Natalia Morar mi-a mai spus un lucru important. Andrușa, bani n-avem, dar o să ne dăm silința, depunem tot efortul ca să-i avem, pentru ca să putem supraviețui. Așa că eu intru în horă, mă apuc să dansez și tare sper că atât proiectul TV8 în general, cât și segmentul meu de emisiune
în particular, să devină atractiv pentru oamenii care caută promovare și spațiu de publicitate la TV. Dar ce o să arăți tu la televiziune, măi, Andrei? Spune ceva concret! Vă întrebați voi plin de îngrijorare. Emisiunea Lumina la TV8 va fi cam aceeași ca și emisiunea Lumina pe internet. Vom filma de acasă, handmade, înconjurați uneori de dezordine pe care și acum o vedeți în spatele meu. Ideea de a-și alege singur deputație este susținută de mai mulți oameni de cultură. Aceștia cred că dacă inițiativa va fi votată, atunci în viitorul Parlament vor ajunge personalități care acum nu-și găsesc locul pe listele de partid, iar clasa politică va fi îmbunătățită calitativ. Mi-amintesc cu mult drag de primul parlament al nostru. Te aduceți-vă aminte, vă rog, ce personalități notorii aveam atunci în parlament. Voi susține votul unui nominal, fiind sigur că se va înnoi clasa politică. Alo, bună seara, doamna Zinaida Julea. Hristos a înviat, da. Dumneavoastră, ce vă face să credeți că o să fie oameni notori în Parlament, dar nu oameni gen Ilan Șor, care poate să-și plătească electoratul câteva zeci de euro și el devine Dumnezeu? Asta e, te rog, tu ai părerea ta. Eu nu vreau să intru în pădure nicât, pentru că răgușesc și am de cântat. Comentarii, interpretări de știri, fragmente de transmisiuni live de pe Facebook, tot asta vom încerca să băcșim în aproximativ 15 minute de emisie în fiecare duminică seară la TV8. Viața mea. În această ediție, ea fiind prima, am hotărât să vă povestesc mai mult despre mine, așa că azi o să vă arăt ce am făcut vara asta la Chișinău. Am făcut al doilea deja spectacol de stand-up la Chișinău. Stand-up, ați auzit? Comedie. Eu grăiesc, oamenii râd. Uneori, depinde. Dar uneori mi se întâmplă un fenomen tare interesant, apropo de iarbă. Mi se întâmplă să scrie lumea în comentarii pe Facebook. Bă, uite la Gimpul la conferință de presă, și-a fumat, blin, vreau și eu că dânsul. Sau, ia la Dudon și-a spus, precis a fumat ceva. Nu, prieteni, asta și-i problema, că ei nu a fumat. Serios. Mersi pentru solidaritate, procurorul e cu noi. Și lumea îmi scrie, băi, uite la Gimp, uite la Dodon, precis a fumat ceva. Nu, problema e că ei nu a fumat pentru că după un fum nu te trage și iar țăgos. Iarăși, eu n-am de unde știu, dar după un fum nu te trage la conflict. După un fum nu te trage să spui prostii de la care ți-a borât. Te trage să spui prostii de la care ți-a râde sau să inventezi un nou stil de arte, un nou stil de dans, ceva să înflorești, armonie și balans, da? Așa da. Dar numai nu prostii de la care ți-ai trist. Abiaca, eu n-o să vă arăt întregul spectacol, pentru că o scrap de rușine, că eu... Cred că încă mai am multe de învățat, mult mă mălic de mâncat. Dar iată un cântecel scurt dedicat președintelui nostru Igor Nicolaevici Dodon. Cu mare drag o să vi-l arăt. Vreți să-l ascultați? Vreți ori nu vreți, oricum n-aveți de leț. Pusc! Piesa se numește Beu ceai. Eu beau ceai. Și nu mă dorgăiesc, eu beau ceai. Și nu mă dorgăiesc, eu beau ceai, beau ceai. Și nu mă dorgăiesc, odată în patru ani pe tine am stivotez, eu beau ceai. Și nu mă dorgăiesc, eu beau ceai. Și nu mă dorgăiesc, eu beau ceai, beau ceai. Și nu mă dorgăiesc, odată în patru ani pe tine am stivotez. Vara asta, în afară de spectacolul de stand-up, am trăit un adevărat vis. Uite, până acum inima-mi tremură. Am fost în Parlamentul Republicii Moldova. Când i-am spus mamei despre asta, mama a crezut că am devenit deputat. A început să suni neamurile, a întins o masă de sărbătoare. Zic, nu, mama, am fost în Parlament. De ce am fost în Parlament? Pentru că Andrian Candu a lansat un mesaj public, a invitat toată lumea să meargă în Parlament. Ia ascultați-l. Vineri, 30 iunie, reluăm pe platforma parlamentară dezbaterile pentru schimbarea sistemului electoral. Vreau să invit și pe această cale experți, politicieni, juriști, societatea civilă, reprezentanții ai opoziției parlamentare și extraparlamentare să participe la discuție. Această invitație așadar a fost pentru toată lumea și eu am acceptat-o. Mor prin ei, nu mor prin ei în Parlament, nu știu, de măcar să încerc. Și eu am încercat și am mers în Parlament. Vreți să vedeți ce a ieșit? Domnul Bolocan și ulterior după domnul Andreevski. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Eu cred că sunt unul din puținii oameni care astăzi trăiește un vis, pentru că, spre deosebire de mulți dintre voi, eu chiar mi-am dorit să vin aici. Mie chiar mi-este curios să aud ceea ce vorbiți. Eu chiar foarte rar bag nasul în telefon ca să scap de ceea ce se vorbește.
Și trăind acest vis, mă întrebam, poate e din cauza oboselii de vineri, poate e din cauza oboselii permanente sau zăpușelii de căldură, dar noi o leacă am uitat de 850.000 de oameni sau, cum a spus domnul Sârbu, 850.000 de oameni care au semnat în favoarea votului uninominal. Correct me if I'm wrong. Și oamenii ăștia au fost ademeniți cu o singură sau cu una din cele mai puternice cotletuțe, dacă îmi permiteți, care era revocarea deputatului. 6 martie, domnul Plahotniuc a ieșit la conferința de presă și ne-a spus că putem revoca deputatul. Și eu zic, băi, aproape sunt fermecat, aproape sunt gata să susțin această inițiativă. Când colo e mai presus consensul larg decât cei 850.000, presupuși 850.000. Vreau să mi-amintesc, nu știu, de Natalia Gordienco, a spus domnul Candu că nu putem să vorbim despre oamenii care nu sunt aici, dar anume domnul Plahotniuc, anume doamna Natalia Gordienco sau Zinaida Julia, pe mine m-a făcut să cred că pot să am încredere în schimbarea sistemului electoral. Și acum, pe ultima sută de metri, opana, s-o tras o țapă, nu-i așa? Putem zâmbi la această temă. Și vreau să aduc o mică precizare, s-a pomenit despre un interviu a domnului Candu sau cel puțin despre un citat a domnului Candu din interviul de la Lorena Boxa de vinerea trecută. Dumnealui a spus că nu există un consens larg pe niciun subiect major din societatea moldovenească. Eu cred că există un consens și noi trebuie să-l recunoaștem. Primăvara trecută, primăvara anului 2016, la marșul în susținerea drepturilor homosexualilor, la marșul fără frică, nu a fost niciun reprezentant a puterilor, așa zise, pro-europene. Și eu zic, oh, ia că băieții chiar cred în valorii europene, dacă ei nu susțin drepturile omului. Sper să... Eu nu v-am întrebat nimic, domnule Gureu. La revedere. Și pe final vreau să mă folosesc de ocazie, pentru că sunteți oameni simpatici, cu coafuri pregătite, ați făcut un efort să veniți aici. Vreau să vă invit pe 18 iulie la spectacolul meu de stand-up. Știu că mulți au vrut să vină pe 17, dar biletele sunt vândute, din păcate. Mulți au vrut să vină la Filarmonică, dar s-au dat telefoane și s-a interzis spectacolul. Nu știu ce să-i faci, încurc eu la unii oameni. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc pentru această unică șansă de a vă vedea atât de aproape. Domnule Sârbu, vă salut. 850.000, corect? Da, vă mulțumim foarte mult. Domnul Bolocan, noi ne bucurăm că dumneavoastră ați decis să căutați lumina și în Parlamentul Republicii Moldova. Aici, cu siguranță, veți avea lumină, dar în sensul... Domnul Greu, dacă permiteți. Ne respectăm toți. Vreau să, în primul rând, să vă spun, domnul Bolocan, că aici oamenii care sunt aici prezenți reprezintă diferite categorii ale societății și un respect ar trebui să-l aveți față de toți care sunt, indiferent de opiniile care le are fiecare. După cum ați văzut, noi deja de aproape 2 ore discutăm și opinii sunt diverse și sunt și discuții în contradictorii. Dar, așa cum și am menționat, ne bucurăm că ați venit să căutați lumina. Dacă nu o găsiți în altă parte, cu siguranță în Parlament o să o găsiți și mai ales la această masă și în această sală, deoarece sunt aici minți luminate, care cu siguranță o să vă reușească să vă lumineze și pe dumneavoastră. Frumos, nu-i așa? Am venit eu să caut lumina în Parlament. Precizare pentru domnul Candu sau persoanele care probabil îl cunosc și ar putea să-i transmit acest mesaj. Eu nu caut lumina, domnule Candu, eu o produc și mai mult decât atât, eu nici nu contez în toată ecuația asta, lumina doar contează. Și mă tem că atunci când vorbim despre Parlamentul Republicii Moldova, asta e o instituție în care în ultimii 26 de ani a fost o leacă mai puțină lumină decât trebuie. Ups! Și apropo, după această experiență am un mesaj pentru jurnaliști. Dacă mai aveți de reflectat asemenea întruniri, să știți, asta nu e o dezbatere, în niciun caz asta nu e o dezbatere. Această întrunire nu este o dezbatere bazată pe argumente, această întrunire este o lingere bazată pe limbi. Dacă mai vedeți în aceeași încăpere Canduș cu Sârbu la aceeași masă, să știți că asta e un adevărat zombie land, un fel de Coreea de Nord. Toată lumea e fericită, iubește guvernarea, doar că nu sunt rachete.제13기 제5차 회의 의안을 제기하겠습니다. 표시하십시오. 내리십시오. 우리 공화국 정권을 비상히 강화하였습니다.
Dacă ați văzut acest video cu mine în Parlament și v-ați întrebat ce face domnul în cămașa albă, să știți că asta nu e nici circ, nici grimasă, cel puțin eu așa aș vrea să cred. Eu cred că asta sunt niște mișcări involuntare care se intensifică din cauza stresului. Nu știu, nu sunt medic, nu pot da un diagnostic exact la asta, dar dacă există vreun medic care a urmărit acest video și poate să ne dea un răspuns, tare m-aș bucura să-l aud. La final, dragii mei, vă invit să fiți înțelegători, generoși în comentarii, sugestii, critică din aia constructivă, să fiți alături de noi în acest frumos vis care se numește media independentă în Republica Moldova, ori într-o țară în care un singur om cu niște bubii emoționale nelecuite și cu un orgoliu nesatisfăcut controlează vreo 4-5 televiziuni și tot nu-i ajunge, controlează aproape toată piața media și tot nu-i ajunge, într-o țară cu un asemenea neprieten, e o leacă greu să continui să faci jurnalism, media independentă, sau, și mai mult, e greu să faci bani din asta. Pentru mai multe știri și emisiuni, rămâneți cu TV8, iar dacă vreți să continuați să urmăriți și să susțineți emisiunea Lumina, intrați pe adresa sau adresele de mai jos. V-am pupat, v-am cuprins și ne revedem duminica viitoare. Pupicei!